Alo, bună ziua! Bună ziua, Popescu mă numesc. Vă sun și eu în legătură cu un apartament din blocul Bariera București. Am văzut un banner pus. Poftim? Da, ați văzut bannerul. Da. Nu dumneavoastră vă ocupați de vânzare? Da. Bun. Vreau să vă întreb dacă mai sunt disponibile apartamente la vânzare. Da. M-ar interesa și pe mine. Mobilat sau nemobilat? Nu, nemobilat, un apartament cu două camere. Mai am o singură variantă, nemobilat, etajul 3. Da. La 57.000 de euro. Am înțeles. Plus TVA sau include? Nu, no, TVA inclus. TVA inclus. Am înțeles. Și cam câți metri pătrați sunt? Aproximativ așa. 48.000 plus balcon. Am înțeles. Bun, deci este doar un singur apartament cu două camere mai disponibil în... Restul s-au vândut? Nu sunt vândute, dar sunt mobilate. Am înțeles. Și se dau... Bun, și unul mobilat cât ar fi? 87. 87 de mii, am înțeles. 87 de mii, da. Bun. Totul e în regulă, vă sun să mă asigur, pentru că am citit în presă că, mă rog, sunt niște percheziții la un dezvoltator imobiliar, mă gândeam să nu fie fix blocul care mă interesează pe mine. Nu știu să vă spun, astea sunt toate în regulă, nu se vine de la dezvoltator, se vine de la proprietar. De la A. Este proprietar în arte, un singur profit, intabulat. Deci toate actele sunt în regulă. Da. Și mai zis, nu se vinde de la dezvoltator, este la a doua mână. Este la a doua mână. Am înțeles, deci... Bun. Dezvoltatorul nu mai are nimic în... Dezvoltatorul a vândut și acum este cineva care a cumpărat, practic un intermediar. Exact. Am înțeles. Ok, bun, vă mulțumesc frumos. Dacă e nevoie, revin cu un telefon, îmi fac și eu, ca să zic așa. Dar, încă o dată, din moment ce a fost vândut, bănuiesc că toate actele sunt legale, nu? Din moment ce a fost vândut la prima mână. Este intabulat pe numărul actualului proprietar. Am înțeles. Ok. Bine, bine. Vă mulțumesc frumos. Bine, cu plăcere. Mai bine, la revedere.